Este mai mare frustrarea românilor în ceea ce privește clasa politică la nivelul capitalei decât în țară? Cu siguranță da, și în general în zonele acestea, în orașele acestea emancipate de care vorbeam, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și așa mai departe, distanța față de putere este mai scăzută și critica e mai ridicată, pentru că ești mult mai aproape de decizie, oricare ar fi ea, fie ea o decizie locală sau una națională, vezi, știi cine se află acolo și atunci automat îți dai seama în ce măsură ai cu adevărat un rol în schimbările, politicile pe care le vezi sau ți le dorești, sau ești pur și simplu un observator. Și în momentul în care senzația aceasta predomină de observare non-participativă, dacă vreți, din partea locuitorilor, atunci nivelul de frustrare crește în corelație directă cu povestea asta. Și atunci, probabil că, într-adevăr, nivelul de frustrare e ceva mai ridicat, dar el poate fi, totuși, toată energia aceasta poate fi legată sau implicată inclusiv într-o decizie la final foarte pozitivă. Adică frustrarea asta se poate transforma cu ușurință într-o prezență masivă la urne. Nevoia de schimbare s-ar putea să reprezinte o supapă pentru ca toată această supărare să, sigur, să se canalizeze pozitiv într-o direcție pe care cetățenii și-o doresc. O parte dintre sondajele noastre arată asta, în special în zona publicului tânăr, care în mod obișnuit, istoric, așa, nu prea merge, nu prea participă la vot. Am văzut niște cifre record, adică peste 70% dintre tineri sau aproape 70% dintre tineri spun că vor merge la vot. La nivelul capitalei sau La în țară? nivelul capitalei și la nivel național, și își doresc să-și exprime decizia de vot la acest scrutin. O parte dintre ei, știm, dacă ne uităm pe datele de la INS, vor face asta pentru prima dată în viața lor, deci o cohortă care a împlinit de curând 18 ani sau mai mult și merg pentru prima dată la vot. Și când i-am întrebat și cum veți vota, dincolo de opțiunea propriu-zisă, ce ne-a surprins foarte tare, un procentaj masiv, aproape 80%, spun că vor vota diferit față de cum s-a votat până acum. Asta, sigur, evident că la un moment dat va intra pe un calapod deja cunoscut, dar nevoia aceasta de schimbare e viscerală și pare că transpiră, na, din orice Sunt punct. curioasă dacă cei care vor vota anul acesta pentru prima dată, cei care au împlinit 18 ani, vârsta la care pot vota, ce dezamăgiri au? Dacă au dezamăgiri în ceea ce privește, nu știu, clasa politică, infrastructura, sistemul medical, sistemul de învățământ, care sunt temele care îi preocupă? Aici pot fi clasificate și sigur ține și de fiecare profil demografic, fără pretenția unei cercetări calitative, dar vorbesc cu studenții mei și întreb la cursul de comunicare politică exact asta, în ce măsură mergeți la vot, și sunt surprins anul acesta mai mult decât în oricare alții ani din trecut să văd toate mâinile ridicate. Toți studenții mei spun că vor merge la vot și apoi, sigur, discutăm despre problema principală care îi mână să meargă acolo. Și majoritatea vorbesc despre dezamăgirea față de clasa politică, chiar dacă e o temă relativ abstractă, că nu pot spune cu adevărat punctul pe i ce înseamnă această dezamăgire, Dezamăgire, exact. cum operaționalizăm asta. Cu siguranță e vorba despre modul în care s-a făcut politică și modul în care s-a comunicat politica în ultimii ani. Am văzut asta inclusiv în câteva dezbateri la care am participat, ca invitat am prezentat o parte din sondajele noastre și am văzut un dialog între tineri și reprezentanții clasei politice, un dialog foarte aprins în care tinerii spuneau: nu vă mai vrem pe cei care sunteți de atâția ani în politică, noi vrem să ne implicăm.